Cine ți-a apăsat? Vasluienii nici nu se mai gândesc să treacă pe timp de vară pe la medicul de familie. Lipsa banilor și a timpului sunt motivele care îi împing pe cei mai mulți să își vadă de sănătate la corturile instalate special de primărie în oraș. Verificăm tensiunea, verificăm glicemia, este vârsta când și mai ales probleme cu inima. Cum e? Bine venită ideea la da, port? Foarte bine venit. Mai săptămânal așa, cum e, lumea nu prea are timp să meargă la medic, mai... Ai medic mai pleacă în concediu, e o perioadă asta și e foarte binevenit. O idee foarte bună. În fiecare an să faci așa ceva. Foarte bună. Este atât de bine pentru noi, având în vedere că avem salarii și pensii foarte mici, mai avem timp să mai... cu ce merge la medic. Este extraordinar. Felicităm pe chestia asta autoritățile locale care au făcut acest lucru. Veniți în weekend de obicei, luați glicemie, tensiune? Da, da. Chiar când se poate... Tensiunea și glicemia este care e cea mai importantă, având în vedere că timpul este așa cum este și noi suntem așa, cu stresul și cu toate, este extraordinar de bine. De la începutul campaniei, sute de vasluieni au trecut pe la corturile unde se verifică gratuit tensiunea și glicemia. Începând cu luna mai a anului curent, peste 10.500 de vasluieni s-au adresat punctelor în care se acordă servicii medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor, respectiv măsurarea tensiunii arteriale și a glicemiei. În contextul în care mai sunt încă 3 weekenduri până la finalizarea acestui tip de program, estimăm că numărul final al beneficiarilor va depăși pe cel de anul trecut, care a fost de altfel și primul an de acordare a acestui tip de servicii medicale. Verificarea gratuită a tensiunii și glicemiei va fi făcută până în luna septembrie.